Ce faceți, măi, mirobolanților? Iar ați dat click pe episodul meu? Mare greșeală, vă anunț de pe acum. Bă, frate, stăteam și mă gândeam și am zis eu că... Că bă, hai să încerc, dacă tot e săptămâna asta altfel și am ore de dimineață și am timp un pic mai mult, să încerc să postez în fiecare zi. Cum eu nu am povești de astea când eram în armată, când am sărit pe geamul cu 15 etaje din Tibet sau chestii de genul, am gândit să abordez un subiect care oarecum pe mine mă amuză și poate, prin o extorsiune de asta degajamentului faptului întâmplat, trebuie să vă amuze, poate să vă amuze și pe voi, asta dacă ați prins ideea. Bă, frate, și stăteam și mă gândeam, hating-ul pe net. Ceva de genul. Dacă eu nu vreau să abordez chestiile alea de genul, foarte hituit, muncesc foarte mult și copiii bat în tastatură și îmi scriu urât și eu... Nu, fratele meu, eu vreau să bat chestia aia șmecheră, să fie aia, să o zic pe aia dreaptă, mă. Am eu niște puncte de vedere așa mai cretine și nu știu, hai să ne vă că le spun că doar, da, mă rog. Bă, frate, surprinzător, eu pe canal nu am foarte mulți hateri, spre uimirea mea, dar am un procentaj foarte mic de like-uri, pe... Spre uimirea mea am un procentaj... Spre uimirea mea am un procentaj foarte mic de dislike-uri față de la de like-uri. Cu cât grupul e mai mare, cu atât se găsesc mai mulți cretini de ăștia care să, nu știu, să fie ei diferiți. Și ce vreau să subliniez? Bă, eu sincer răspund la toate comentariile, dacă nu dau un thumbs up acolo, că le citesc pe toate. Alea care nu și-au rostul, le șterg. Dar mai e o categorie. Eu le las pe alea pentru că îmi place, bă, mult, mă, mult. Bă, când vine unul de ăsta, mă, și îmi zice, băi, snibă, bă, ești un... prost. Bă, deci prost mai mare decât tine n-am văzut, mă. Bă, ești ultimul, ești ultima cârpă, mă, prostule, urâtule, uite la fața, bă, prostule, bă, bă, handicapat, uite-te ce față ai, de căcat clipul, nu, bă, nu, de căcat, ești prost, mă, ești prost, ce să mai, mă, ești prost, mă. Bă, frate, și când văd comuri de-astea, bă, mă apuc așa, bă, o bucurie de aia și știi ceva? Pur și simplu, bă, în secunda următoare, mă jur că chit că-mi dă comentariul la un clip de acum 2 ani, bă, în secunda următoare, mă jur că îi spun că primesc notificări pe telefon când comentează cineva, bă, frate, văd acolo, prostule, tăpi de la handicapatul, nu știu cum, bă, frate, și mă duc și răspund de genul, bă, cu prostul trebuie să te joci, mă, că dacă te pui cu prostul, bă, ești un prost, bă, ești, devii un cretin, ce-ți mai, devii un cretin, tocmai de asta trebuie să întărâți prostul, pentru că pe prostul poți să-l vindești, mă înțelegi? Mersi mult, pace, să fie acolo, pace, o zi bună, o zi faină, pace, pace, zici lumăta, bă, prostule, uite ce față ai, bă, uite ce handicap, bă, pro, bă, handi, bă, nu poți. Bă, oricât ai încercat tu să faci, oricine ai fi, oricât ai încercat să faci, nu poți să mulțumești pe cineva. Bă, bă, mereu trebuie să fie, mă, unul care să comenteze, mă. În schimb, o să plec pe altă idee, că mă jur, m-am întors la, m-am uitat la ceva și am uitat, mă rog. Mă rog, hai să schimbăm. Să zicem că fai, bă, faci un videoclip, frate, stai, nu știu, editul. O zic foarte sincer, editul durează destul de mult. Și în multe cazuri e foarte plictisitor, crede. Bă, la început ești hype că, bă, hai că trebuie să editez, că morți, că de-alea. Bă, când vezi acolo și dai și mai vezi că ai atâta bara de editat și vezi atâtea cut-uri și chestii, la un dat ia dracu, sincer. Bă, frate, filmezi 2 zile, editezi 5 ore, bine, nu neapărat în continuu. Bă, bucăți, dar tot editezi 5 ore. Urci videoclipul pe YouTube. Bă, fii atent, urci videoclipul pe YouTube. Prin comentarii de alea că, bă, ce fain a ieșit, bă, bravo, frate, bravo, așa, da, mi-a plăcut, like. Bă, neapărat vine la un moment dat unul de la cu... Bă, căcat. Bă, prostule, bă. Bă, ce cu căcatul ăsta? Bă, căcănat. Ce mă cu clipul ăsta? Ce mă cu click, bă? Bă, tu ești pro. Uite ce față de prost ai, te filmezi pe YouTube. Ce să mai mă dislike? Nici mai stau la dislike. Ia să-mi sun eu, mă, un prieten care mai are el, doi prieteni care mai are încă un prieten care dă dislike. Bă, căcatule, mă. Bă, tu vrei dislike? Bă, vezi cum îți dau eu acum dislike. Bă, băiat. Bă. Să-l văd că e ultimul desfigurat și să-l întreb ce faci, prietene, care-i treaba? Dar nu-mi zici mie de ce mi-ai dat dislike? Nu știu, am muncit destul de mult, să-mi zici mie ce nu ți-a plăcut, nu vrei să-mi spui? A, tu ești ni, ai, băi, ni, bă, putem să facem o, mă, nu știu, mă, băi, ascult, băi, era frate-mi, mă, pe contul meu, te rog, băi, ești ce, îți fanul tău, mă, jur, deci mă uit la fiecare, frate-mi e un prost care nu te apreciază, bă, dar eu mă uit la fiecare videoclip al tău. Puuu, bac să-i da! Da, nu știu, oamenii ăștia sunt fenomen, frate, mie îmi plac la nebunie, sincer. Bă, stai așa, bine că mi-am amintit, bine că mi-am amintit. Bă, știți căcatul ăla de cuvânt, bă, la maxim mă enervează. Bă, când vine unul și zice cancer, băi, deci mor, bă, mor efectiv când văd, când aud cancer, bă. Bă, îți faci videoclip, bă, oriunde zic cancer. Bă, oricât de redus mental ai fi, bă, cancer este o boală foarte grea, foarte dură, o boală care pur și simplu te face să crezi că nu mai ești om. O adevărată înjurătură pentru mine e cancerul, pentru că, adică sincer, o cioacă mai bași, dar cancer, frate. Bă, și să le, bă, să ia vino ăla. Băi, Tibi, mă, ia vino, mă, ăla. Mă, băiatule. Ce înseamnă, mă, cancer pentru tine? Cancer e ceva atunci când nu-ți place și e complet de căcat și nu meriți, într-adevăr. Bă, Tibi, bă, bă, futu-ți morții, pe pum, 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 uite de aici!
Băi, frate, copiii ăștia sunt prăjiți pentru că zice unul ceva, băi, și vede și celălalt. Băi, și mi se pare o o porcărie total cat ăsta de cuvânt. Băi, oricât zice că sunt ultimul frustrat, mă, dar vrea ca ăla care îmi bagă hate, nu neapărat mie, care, bă, care îți comentează de urât și te înjură și pe net. Bă, frate, vino și scrie aici lângă mine, frate. Ia zi ce nu-ți place. Băi, și vezi așa cum stau și nu mai zic nimic. Că știi că. Mă uitam la un interviu cu Deliric și zicea omul că el a început acum să scoată chestii fără să mai aștepte oarecare feedback de ăsta, știi? La modul gen. Și mi s-a părut foarte interesant conceptul ăsta și am zis, bă, hai să încerc și eu. Și acum pur și simplu urc videoclipurile pe YouTube și nu mai stau să stălcuiesc să văd, bă, câte vizualizări are, că, bă, se putea mai mult, hai cu 2000, hai cu 3000, hai că se putea un click, băi, tot treaba. Nu, frate, am început să o fac din pură plăcere, că îmi place mie, pur și simplu vreau să mă văd pe mine cum evoluez. Atâta tot, nu mai stau să văd cum văd așa, că nu am vizualizări, că nu știu ce. Bine, de mă mai gândeam la o treabă, că, bă, sunt alții care n-au deloc și ar vrea să fie la stadion de... unde sunt eu. Mă rog, cam atâta, bă, nu fiți hater, nu fiți nableți de ăștia. O să încerc să aplaudez și eu toată săptămâna asta, Doamne ajută, sper să pot. Da, bă, așa că da. Pa, bă. Tipul bun, bun, suport bun, dar scot bandă, dar tu eu compun, dai gol contul, șanse să-mi umplu de banca, prostul, doar postul, că n-am costul, nu mi-a postul, nu mă post ține scaun de bol la birou, nu mă pot abține la show, ține de flow, vine din nou, trece prin mine, nu fac, zice cât mine că sta. Clipă de 10, cine nu trece, cine încearcă, peste nu trece, tragi piese pe bece, îți place, dai mentune și cete, ce încerce, bine.